Astăzi vom discuta despre banii fiat și efectul lor asupra dezvoltării durabile. Ce înseamnă dezvoltare durabilă? Ar putea ceva să spună? Aici trebuie să spuneți ce credeți. Ia spuneți. Dezvoltare pe termen lung. Cu costii, da? Da. Păi da, da. Dezvoltarea pe termen lung poate să fie negativă sau pozitivă. Pozitivă. Pozitivă, că altfel nu e dezvoltare, nu? Da. Atunci putea să zicem evoluție, da? Dezvoltare. Da. Hai să altă exprimare? Dezvoltarea cui? Că asta ar fi o problemă. Deci, dezvoltare durabilă, în general când facem o definim pe cineva, nu facem o definiție în ciclu, adică dezvoltare este dezvoltare, da? Ci este o evoluție a unei națiuni, astfel încât toți cetățenii acelei națiuni să trăiască din ce în ce mai bine. Asta înseamnă dezvoltare durabilă, din ce în ce mai bine, dar în echilibru cu natura. Atenție, ne echilibru cu natura. Asta înseamnă dezvoltare durabilă. Și banii fiat, despre care vom vorbi acum, influențează această caracteristică a evoluției oricărei societăți. Domnul meu, spune ce sunt banii întâi. Ce sunt banii? Nu? V-au definit la economie? Încă nu. Uitați-vă, ce definiție vă propun eu? Banii sunt o convenție juridică, națională, da? Prin care, cu ajutorul cărora, se stabilește un etalon național de măsurare a valorii de schimb a mărfurilor. Valorii de schimb. Valoarea de schimb se numește preț. Înțeles, da? Este o deosebire între valoarea unei mărfi și valoarea ei de schimb. Sunt două concepte diferite. Valoarea de schimb, în general, este mai mare decât valoarea reală a bunurilor. E bine, ca schimbul de mărfuri să poată să fie echitabil, adică cel care produce un kilogram de grâu să poată să vândă echitabil să-l schimbe acel kilogram de grâu cu hârtie, să spunem, sau cu unelte agricole sau cu orice alt bun, el trebuie să înțeleagă care e valoarea acelui kilogram de grâu și care ar trebui să fie valoarea celorlalte bunuri, ca să știe pe câte sape va da acel kilogram de grâu sau câte kilograme de grâu trebuie să dea pentru o sapă, să zicem, da? E bine, acest lucru nu se poate face decât cu acest etalon național sau, dacă schimbul are loc între țări, un etalon internațional. Banii aceștia au, așa cum observați acolo, o formă fizică, care sunt monedele sau bancnotele, leu, la noi în țară este leu, care este leu de hârtie, da? Iar monedele sunt diviziune ale leului. Și banii ăștia sunt bani fizici, adică îi vedem, îi pipăim, îi mutăm de un loc în altul și sunt bani virtuali pe care nu-i vedem, ei există, da? Cardul, așa este, cardurile. Conturile din bănci, așa este, și așa mai departe. Care sunt funcțiile banilor? Este foarte important să înțelegem acest lucru. Care sunt funcțiile esențiale ale banilor? Ia zic chestia. Facilitarea schimbului de măsuri. Unu, facilitarea schimbului de măsuri, da? Al doilea, zic, le aveți scris aici, să și văd, da? Tezaurizare, da? A bunilor. Hai să le spunem nimeni dacă de ceva. Și a treia funcție este evaluarea patrimoniului. Noi de unde să știm ce avere avem, ce proprietate avem? Putem să avem cu un etalon de a mări în valorii. Care este etalonul ăla? Păi ăsta trebuie să fie, da? Banul, așa este? Pot fi corect desfășurate aceste funcții în orice condiții? Sau care este condiția esențială ca aceste funcții să poată să fie desfășurate corect? Ia să vedem. Care este condiția
vitală, esențială, fără de care nu putem să jucăm niciuna din aceste funcții în mod corect. Știe că avea noastră? Aveți vreo idee? Ia zi! Cristi, n-ai, nu? Păi, domnișoarelor și domnilor, există o următoarea condiție. Ca banii existenți pe piață, existenți, da? Material și virtual, valoarea banilor, mai corect, existenți pe piață, să fie egală cu valoarea bunurilor existente pe piață. Dacă această echivalență nu există, toate aceste funcții ale banilor sunt deteriorate. Grav. Să vă dau un exemplu, da? Dintre ele. Schimbul de mărfuri, să zicem, da? Ce ar însemna, gândiți-vă la următoarea problemă, ce ar însemna ca unitatea aceasta de măsură, etalonul, când cumpăr un bun să fie mai mic, când vând un bun să fie mai mare. Este ca și când ai cumpăra sau ai vinde niște pânză și o dai la metru, când o cumperi, metru are 2 metri, da? 200 centimetri, când o vinzi, metru nu are decât 50 centimetri. Nu e absurditate? Este, nu? Cam așa e cu banii, cu etalonul ăsta, o să vedeți imediat. Moneda, deci moneda este singura unitate de măsură care nu este constantă. Nu că nu poate să fie constantă. Nu este constantă din motive de interese particulare. Și o să discutăm imediat de ce. Deci vă dați seama că dacă eu atunci când cumpăr un bun, unitatea monetară are o valoare și când îl vând are altă valoare, evident că eu pot să cumpăr mai multe bunuri decât am vândut. Hai să vă dați vespiri la funcția a doua, tezaurizare. Ce înseamnă tezaurizare? Păi noi fiecare, să zicem noi oamenii produc bunuri, da? În general produc bunuri. Și ei o parte din ceea ce produc consumă, altă parte le acumulează, da? De ce? Ca să creeze, să le schimbe cu bunuri de lungă durată. Spre exemplu, vreți să vă luați un autovehicul, da? Un autoturism. El costă mult mai mult decât salariul dumneavoastră pe un an de zile, să spunem, da? E, presupunem că a strâns timp de un an de zile 30.000 de lei, da? Și cu acești 30.000 de lei ar trebui să puteți să luați un autovehicul pe care nu l-ați calculat că ar costa 30.000 de lei cu valoarea leului de astăzi, da? Când ați început această activitate. Și peste 3 ani de zile, când vreți să cumpărați autoturismul, constatați de fapt că cei 30.000 de lei pe care dumneavoastră i-ați acumulat nu reprezintă decât un sfert din valoarea unui autoturism. Și trebuie să mai munciți încă 3 ani de zile ca să puteți să luați un autoturism. Înțelegeți de ce trebuie să fie egală, echivalentă, valoarea monedelor, a banilor după piață cu valoarea bunurilor? Vă dau încă un exemplu ca să fie, să zic, mai evident. După 1980, adică 1989, foarte mulți români aveau la cec, la bancă, economii pentru o casă, pentru un autoturism, deci în jur de 70-80 de mii. Foarte, milioane de oameni de români au avut. Cei care nu au fost isteți și nu au cheltuit imediat 1989 acești bani, nu au investit în ceva, s-au trezit peste 10 ani de zile, când leul s-a devalorizat de 10.000 de ori. Știți, da? În 2005, de 10.000 de ori. Că cei care aveau 70.000 de lei, mai aveau 7 lei, de fapt. Și puteau să iau un kilogram de carne. Cu munca lor de 40 de ani. Înțelegeți importanța faptului că etalonul de măsurare a unei valori trebuie să fie constant? Numai aceste condiții putem să antevilăm ceva corect, să facem schimburi corecte între noi. În momentul când cineva poate să întindă leul mai, să-l facă mai mare sau să-l micșoreze, sau metru să-l lungească sau să-l micșoreze, s-a terminat cu știința, s-a terminat cu bunele relații și economia normală. Ei bine, la nivel internațional, moneda, acest etalon de... Acest etalon internațional se numește în general monedă forte, da?
și sunt acceptate aceste etalone de către toate țările. La ora actuală sunt 5, de fapt. Asta era, eu aceste date l-am luat din o lucrare de la SED în 2001. Deci acum în 2010, 2016 suntem noi, a fost acceptat și yuanul, moneda chinezească de monedă forte, și a fost introdusă și în acest DST, dreptul special de tragere să numesc, în care, se poate converti, să zicem noi, niște obligații economice a oricărei țări prin așa zisă, după niște reguli stabilite de Banca Mondială și de Banca Reglementului Internaționale. Reguli care sunt acceptate de state. Nu le spun că sunt prea multe și nu putem să tratăm acest lucru. Oricum, valoarea acestui DST este schimbat ca și a monedelor forte, se schimbă în timp datorită banilor fiat, în primul rând datorită banilor fiat. O să discutăm imediat mai mult despre ei. E ceva neclar până acum? Nu. Cum se stabilește valoarea acestui etalon? Păi aici sunt două teorii economice, că el, etalonul de măsurare a valorii unei mărfi, e o problemă de economie. Ar trebui să fie o problemă de economie. Totuși, această problemă de economie nu trebuie să încalce rezultatele științelor fundamentale, care înseamnă matematică, fizică, chimie, biologie, nu-i așa? Nu trebuie să încalce, să spun acestor reguli. Păi sunt două teorii, cea marxistă, care de fapt se inspiră din economia propusă de Aristotel cu aproximativ 300 și ceva de ani dinainte de era noastră. Aristotel a fost primul care a sesizat la apariția banilor în Atena că aceștia pot să fie speculativi, se poate specula. Și a lămurit conducerea Atenei de atunci să impune prețuri fixe pentru toate bunurile, ca să elimine specula. E bine, cum putem să stabilim noi valoarea unui etalon de măsură, mărimea unui etalon de măsură a valorii mărfurilor, ca să fie relativ obiectiv și relativ constant? Păi trebuie să avem să găsim aceeași proprietate a tuturor bunurilor, a tuturor mărfurilor care se produc. Care ar fi proprietatea comună a unui kilogram de grâu, a unui kilogram de hârtie, a unui pix și a unui carn? Ziceți. Păi asta e, cât e valoarea banului. Deci, ca să putem să stabilim, banul este unitatea de măsură a valorii mărfi, nu uitați. Așa este? Unitatea de măsură a valorii mărfi. Ce au toate mărfile în comun? Ce pot avea în comun toate mărfurile ca să putem să stabilim un etalon al măsurii? Calitate. Calitate. Păi cu ce o măsurăm calitatea? Uite, noi toți suntem corpuri, așa e? Avem lungime, înălțime, corect? Da. Cu ce o măsurăm lungimea și înălțimea? Cu metru. Avem unitate internațională precisă, determinată, nu se schimbă nicio formă. Avem masă, așa este? Cu ce măsurăm? Kilogramul este unitate determinată științific de fizică, da? Și de matematică. Ei bine, care e proprietatea comună? Deci toți avem masă, avem această proprietate comună, masă, avem dimensiuni. De-aia putem să stabilim aceste unități de măsură. Dar mărfurile ce au în comun? Ce proprietate au în comună ca să stabilim un etalon? Valoare este rezultatul măsurării cu etalonul. Atenție, valoarea este rezultatul unei măsurări cu etalonul, cu unitatea de măsură, etalonul. Materia primă. Materia primă, la rândul, este un bun. Natural. M-a înțeles, da? E bine, hai ca să nu îndrejim, nu vă spun. Aristotel a sezat în prima dată că tot ce este de comun tuturor bunurilor este timpul mediu consumat de producători pentru a produce o unitate fizică din acestea. Da? Cât timp îi trebuie unui, să zicem noi, țăran să producă un kilogram de grâu sau un kilogram de carne sau un kilogram de lapte? Se poate calcula cu mare precizie. Cum? Păi uitați-vă aici cum. Aveți această schemă. În primul rând, nevoie de materii prime. Da? Orice produs de care avem nevoie începe la materii prime. Pe care luăm de unde? Din natură, nu? Din natură. Natura nu ne cere bani sau valoare pentru că ne dă aceste bunuri. Spre exemplu, dacă mergem în pădure să tăiem un pom, pământul sau pădurea de acolo nu spune: stai un pic, mi-a trebuit 25 de ani ca să cresc acest pom. Dă-mi ceva pentru ei. Nu, pământul nu cere. Deci valoarea este zero a materiei prime.
Dacă suntem proprietari acelui bun, atenție, aici intervenim pe alt domeniu economic. După care, ne trebuie timpul de extragere a acelui bun, a materiei prime, da? Ne trebuie un copac, da? Dar trebuie să-l tăiem, nu? Ne trebuie timp ca să-l tăiem, să-l cărăm, să-l decojim și așa mai departe. E timp ca să transformăm în materie primă, buștean în care facem scânduri, să zicem, da? Și apoi din scânduri mobilă, nu? Deci, ne trebuie timp pentru extragerea materiei prime. După care ne trebuie un timp pentru crearea uneltelor necesare ca să tăiem pomul, să arăm pământul și așa mai departe, da? Pentru unelte. Avem timp, necesar un timp, pentru a procura energia cu ajutorul căreia funcționează aceste tehnologii cu care noi tăiem pomul. De exemplu, o drujbă, da? Avem nevoie de benzină, de altceva, da? Dacă avem o drujbă, da? Și în fine, e vorba de timpul pe care efectiv eu, după ce am făcut rost de pom, după ce am făcut rost de drujbă, după ce am făcut rost de benzină, îl folosesc efectiv ca să tai și să curăț pomul. Dar abia atunci pot să stabilesc total timpul de producere al pomului. Ia să vedem mai concret un exemplu. Ochi. Mai întâi, din argilă, că o luăm în pământ, așa este? Un specialist își face un cuptor de ars ceramică. Așa este? Tot e pământ până acum, nu? Pământ și natură. Și foc, focul care se ia tot din lemne, da? Tot din natură. După care, vedeți, acest cuptor, realizarea lui, durează mult mai mult decât extragerea argilei. Ei bine, până acum, ce timp am în aceste două etape, ce timp, de fapt, determină creșterea valorii unui bun? Deci timpul de extragere a argilei, timpul de crearea cuptorului de ars argilă, da? Și cel de fabricare a roții olarului, să zicem, da? Ea poate să fie, așa cum se vede aici, manuală, de picior, de față, poate să fie electrică, poate să fie hidraulică, da? Ei bine, cuptorul, ca să funcționeze, să poată să ardă argila, îi trebuie foc, așa e, trebuie lemne. În fine, toate aceste, toți acești timpi pentru procurarea acestor bunuri se acumulează, inclusiv timpul făcut, realizat sau consumat de acest olar ca să producreze argila, să ardă argila, tot acest timp pot fi măsurați cu exactitate, este o funcție a științelor inginerești, să pot măsura la secundă și în final rezultă bunul unui ulcior. Sigur că valoarea acestui bun, a unui ulcior, problema este așa, cât din valoarea ulciorului, din cât din valoarea cuptorului acesta se transmite unui ulcior? Păi, se calculează câte ulcioare poate să intre odată într-un asemenea cuptor, da? Să zicem 1000 de ulcioare și dacă acest cuptor se poate fi folosit la rândul lui de 1000 de ori, gândiți-vă că abia milioana parte din valoarea cuptorului se transmite unui ulcior, da? Din valoarea timpului, încă o dată. Deci unitatea de măsură este timpul. Este singura unitate de măsură care singura mărime naturală care poate are unitate de măsură constantă, secunda, da? Secunda. Bun. Hai să luăm un alt exemplu, da? Asta e valabil pentru orice meserie. Agricultorii, da? Iau sămânța din natură, există pentru toate dacă vreți plante pe care noi le folosim drept hrană, creează răsaduri, o îngrijesc, de pun în pământ, le îngrijesc, rezultă roșiile, da? Toți acești timpi se pot măsura cu exactitate și rezultă valoarea sau timpul consumat pentru un kilogram de roșii, în comparație cu timpul consumat pentru ulcior. Aia diferă, evident, nu? Dar abia pe această bază se pot realiza schimburi echitabile între bunuri, fiindcă știm cât timp am consumat noi ca să producem un ulcior și cât timp a consumat agricultorul să producă un kilogram de roșii sau un kilogram de struguri sau așa mai departe. Cum ar trebui să stabilească acum
prin lege acea unitate de măsură a valorii. Păi, prin tradiție, aurul era considerat ca unitate etalon de schimb pentru orice marfă. De ce era folosit aurul? De foarte mult timp. Pentru că era ușor divizibil, da? Avea o valoare mare, adică se consuma mult timp, da? Pentru obținerea unui gram de aur. Nu se pierdea în timp, adică nu își pierdea proprietățile în timp. Și, ca urmare, gramul de aur putea fi stabilit prin lege ca unitate etalon de măsurare a valorii oricărui mărfuri. Vă dau un exemplu. Dacă pentru un gram de aur se consumă 20 de ore și statul stabilește prin lege că un gram de aur costă 200 de lei, atunci valoarea etalonului este 10 lei. Da? Adică valoarea muncii într-o oră. A oricărui profesionist, indiferent care este acela, indiferent că se produce hârtie, că produce pixuri, că produce o lucrare de artă sau produce o pictură sau un cântec, da? Dacă acest principiu bazat pe toate științele fundamentale s-ar aplica, atunci întreaga viață și evoluția unei țări poate să fie anticipată, poate să fie planificată, atunci se poate realiza o dezvoltare durabilă, numai atunci când putem să anticipăm ce se întâmplă când se produce o schimbare. Da? Și când noi știm ce putem să schimbăm și facem acest lucru mereu, știm că putem să producem lucruri bunuri din ce în ce mai multe și deci să trăim din ce în ce mai bine. Se poate determina matematic acest lucru, dacă se respectă această regulă. Cea de-a doua teorie pentru stabilirea etalonului monetar, bănesc, al banului, este teoria marginalistă. Nu intrăm în ea, discutăm poate data viitoare, dacă vorbim de economia pe înțelesul tuturor. Sunt două teorii economice, nu știu dacă le noastre vi s-au prezentat. Teoria marxistă și teoria marginalistă. Ambele, ca științe economice, pornesc de aceleași ipoteze. Vă fac așa o scurtă prezentare. Sunt trei ipoteze de studiu a acestei științe, trei fundamentale. 1. Cine produce bunuri? La care cele două teorii răspund opus, diferit. Cine produce bunuri? Teoria marxistă zice doar omul, teoria marginalistă omul și capitalul. De exemplu, da? O să discutăm atunci. A doua ipoteză ar fi cum se stabilește prețul unui bun și cum se face schimbul de bunuri, da? Cum se stabilește valoarea după teoria marginalistă, valoarea acestui etalon? Păi, până în 1944, la conferința la Bretton Woods, conferința aceasta a fost conferința bancherilor privați, încă o dată. Și ei au stabilit, la această conferință, să înființeze niște structuri internaționale, cum a fost Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Banca Reglementelor Internaționale. Deci, din acest moment, autoritatele în funcțiune, ele au stabilit niște reguli pentru ca prețurile să fie relativ constante. Cum? Făcând o echivalență între moneda existentă pe piață, deci moneda și bancnote existentă pe piață, și cantitatea de aur pe care banca centrală a țării o avea în rezervă. M-ați înțeles, da? Deci, pe baza valorii aurului care trebuia să acopere valoarea monedelor, banilor fizici și virtuali. Da? După 1970 însă s-a constatat că acest lucru nu mai e posibil în țările occidentale, încă o dată. În țările occidentale nu mai e posibil. Deci teoria marginalistă funcționează doar în sistemul capitalist de piață liberă. O să discutăm data viitoare. Prin urmare, ei au spus că valoarea acestui etalon se schimbă în raport de evoluția produsului intern brut al fiecărei țări, în raport de politicile economice ale fiecărei țări, în raport de fenomenele care au loc la nivel global, războaie, conflicte și așa mai departe. Da? Cum să se realizeze? Dar în ce fel? Care sunt regulile de stabilire totuși a acestei valori? Prin intermediul burselor. Bursa. Bursa stabilește care este cursul de schimb, adică
al unei monede naționale în, într-o monedă internațională. Sunt monede forte. În fiecare zi, bursa stabilește câți lei trebuie să dăm noi pentru un dolar și când mergem la piață și vrem să luăm un bun, trebuie să convertim dolarii în lei, da? Și în fiecare zi constatăm că leul nostru are altă valoare. Și nu știm, de fapt, nu ne putem planifica, de fapt, nici economiile și nici niște obiective de viitor, pentru că nu știm, de fapt, cât putem să acumulăm într-un timp, care mai e valoarea acumulării noastre peste un an, peste doi, peste 10 ani. Lucrul, așa cum ați văzut, că e cu totul anormal. E bine, la ora actuală, noastră încercați să învățați, încercați, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și mulțimea de specialiști pregătiți la Harvard și alte universități occidentale au creat o teorie economico-financiară atât de complexă încât puține minți luminate o pot înțelege sau măcar o pot utiliza doar în interesul unor grupuri. Ea nu are utilitate universală. O exprimare foarte sintetică a acestei stări de lucruri cu totul anormală, eu am încercat să o dau într-o lucrare care se numește Autoritatea Societății între Acțiune și Absurd. O puteți găsi la Universitatea din Pitești, în Biblioteca Universității din Pitești, o puteți procura în format electronic la Universitatea din Pitești și în format scris de la Librăria Agir, București. Acolo sunt definite toate conceptele, inclusiv banii fiat, inclusiv multe lucruri, cine și cum să produce această anomalie. Ca în teată de măsură a unui bun produs de noi să fie cât mai mare, cât mai mică. Este absurdul absurdului. Deci ce sunt banii fiat, de fapt? Banii fiat sunt bani fără acoperire în bunuri și servicii. Dar sunt garantați de stat că ar fi corecți, că ei au acoperire. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră dacă ați tipărit monede la imprimantă și cu alte mijloace moderne, că acum se practică, da? Ați tipărit bani și vă duce cu ei pe piață și ați încerc să cumpărați bunuri. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Am comis o ilegalitate și ne-a duce la pușcărie. O infracțiune, așa zice, așa la pușcărie. Asta se face. Dacă nu ați emite hârtii fără valoare, ca asta înseamnă, da? Să tipăriți bani. Hârtii fără valoare. Și să pretindeți valori pe aceste hârtii fără valoare, sunteți infractori și sunteți pedepsiți ca atare. E bine, băncile private primesc acest drept de la stat și se consideră organizații de afaceri. Corecte. Sunt două căi de apariție a banilor fiat. Unu, este calea dreptului de emisie monetară privată. Unele grupuri de bancheri privați au obținut la statele lor dreptul de a emite moneda fără să fie controlată de către stat. Asta s-a întâmplat începând în anul 1694, când a fost creată prima bancă națională privată, Banca Angliei, în 1694. Nu vă dau istorie și cum a apărut ea. Apoi a apărut multe alte bănci, inclusiv Banca României a fost privată, bancă privată, deci cu acționare anonimi, până în 1948. Banca Greciei este mixtă acum. Deci, da, este și parțial privată cu acționare, deci parțial publică, parțial privată. În tot sistemul capitalist, băncile naționale nu sunt bănci publice. Se numesc bănci centrale sub controlul băncilor mondiale, băncii mondiale, Fondul Monetar Internațional. Deci, și fac propria lor, să zicem, politică. Independent de ceea ce face statul. Știți cum ar trebui să înțelegeți aici? Presupunem că sunteți patron, da? E ca și când contabilul dumneavoastră face ce vrea cu banii. Nu vă întreabă, nu vă spune, da? Vă dă bani când are, când nu are și nu vă dă. Și banii produceți noastră cu membrii organizației. Cam așa se întâmplă cu emisia monetară privată, sub control privat.
care, deci prima a fost emisia monetară, da? Și această emisie monetară a devenit, a putut să altereze întreaga dezvoltare economică a lumii în momentul în care acești banchieri au pus mâna pe cea mai puternică economie a lumii în 1913, Statele Unite ale Americii. Rezerva Federală de Stat, care este Banca Națională a Statelor Unite ale Americii, este bancă privată. Nu știu dacă este, în 1913. Și acum tot privat este. Și are drept de emisie monetară, da? A doua cale de a produce banii fiat se numește principiul rezervelor fracționare. Nu o să-l găsiți pe la lucrurile noastre prin carte, dar îl găsiți, de exemplu, în site-ul Băncii Naționale, există acolo o prezentare a influenței banilor fiat și sunt și date câteva slide-uri acolo cu explicații. Eu vă prezint dumneavoastră acum un model descriptiv aici, descriptiv înseamnă o schemă, da? Descriere. Cum produce o bancă bani fără valoare? Potrivit principiilor, prin acestui principiu al rezervelor fracționare. Ce înseamnă principiul rezervelor fracționare? Este o normă juridică prin care orice bancă are dreptul să folosească de 10 ori valoarea banilor pe care îi depune drept garanție la banca centrală. Nu știu, ați înțeles acest principiu? Da. Este lege. Funcționează pentru toate băncile private din capitalismul occidental. Și este stabilit prin Banca Reglementelor Internaționale. Cum funcționează, domnule? Ia să uitați-vă cum funcționează. Eu am luat aici un exemplu. Banca Centrală, care ar fi Banca Națională a României, este Banca Centrală, da? Ea primește la o bancă oarecare, ING sau BNR sau cine vreți dumneavoastră, primește 100 de milioane de lei drept garanție că asigură, acoperă, să zicem noi, toate cererile clienților băncii, da? Drept garanție. Banca Comercială, după ce depune această sumă, creează depozite de la populație. Atrage depozite. Cât are dreptul să atragă? Câte depozite? În ce valoare are dreptul să facă? Până la 10 suma... Oricât. Nu. Are dreptul să folosească doar de 10 ori. Dar poate să atragă oricât. M-ați înțeles, da? Dar ea are dreptul să folosească doar din banii ăștia depozitor maxim de 10 ori. Suma depusă drept garanție. În realitate nu se respectă niciodată această sumă. S-a ajuns și la câte 30 de ori de către bănci, în practică. Deci, populația depune la bancă bani, care sunt bani având acoperire în bunurile produse de ei, de fiecare salariat, fiecare producător, vânzând. Deci el a vândut bunuri reale, a luat bani cu acoperirea acestor bune și le-a depus la bancă, da? Deci acei bani depuși la bancă de deponenți sunt bani cu acoperire în bunuri, da? Sunt bani reali. Ce face banca? Pentru aceste depozite dă o dobândă la depozite care acum, spre exemplu, e în jur de 0,75% pe an pentru o lună de depozitare. 0,75% pe an. Banca are dreptul, potrivit acestor principii, să împrumute, să dea credite la clienți, persoane fizice sau juridice, în valoare de 10 ori mai mult decât suma depusă de ea, da? Adică 10 ori 100 de milioane înseamnă un miliard, da? Cel puțin un miliard. Pentru aceste credite, ea percepe o dobândă care este de regulă de cel puțin de 10 ori mai mare decât cea la depozite. Acum dobânda e în jur de între 45% la credite, cea mai mică, cam 4,5% până la 25% pe an. Diferența între dobânda la depozite și dobânda la credite se constituie în avere a băncii, avere privată a băncii. Deci banca dobândește bunuri, așa zice, bani, da, bani, fără să producă niciun bun. Banii pe care îi dau ca drept credite la cei care solicită
nu au acoperire în bunuri. De ce nu au acoperire în bunuri? Pentru că nu sunt proprietatea băncii. Aceste credite, de fapt, reprezintă proprietatea deponenților. Ați înțeles, da? Nu poate să existe în același timp două proprietăți. Una a deponentului și una a creditorului. Este absurd, nu? În mod economic. Prin urmare, banca împrumută ceea ce nu are. În schimb, cere garanții creditorului, garanții reale, materiale, ați văzut, da? Fără ca ea să garanteze cu ceva. Deci banca generează încă o dată acești bani fără acoperire, unu, odată, împrumutând banii care nu-i aparțin, deci bunurile care nu-i aparțin, și a doua, dând și dobândă, adică cerând dobândă la acei bani. Ăia iarăși n-au acoperire, da? Pentru că sunt produsul unei valori fără acoperire, unui ban fără acoperire în bunuri. Asta este partea descriptivă, da? V-am explicat noastră că puteți, accesând teoria care v-am spus-o, care e foarte simplă, de fapt, să transpuneți tot acest model descriptiv aici într-un model matematic și să estimați cum evoluează valoarea proprietății unei bănci, fără să producă niciun bun, în mai mulți ani, câți doriți noastră. Eu vă dau, am dat un exemplu aici. Uitați-vă. Aceasta este banca, da? O bancă. Și bogăția acestei bănci, să o dăm mai aproape ca să văd, aceasta este, da, averea băncii aceasta, începe de la 100 de milioane care a depus drept garanție la Banca Centrală, presupunem că acei 100 de milioane aveau acoperire în bunuri, da? Facem această presupunere, ipoteze. Și în 2 ani de zile ajunge la peste 500 de milioane. Fără să producă niciun bun. Deci, cantitatea de monedă pe piață se mulțește continuu fără să existe bunuri care să acopere aceste valori. Și de aici, încă o dată, eu am mai scos în evidență și multe alte caracteristici, coeficientul de amplificare a banilor fără fiat, banilor fără valoare, care de fapt înseamnă coeficientul inflației. Inflația asta însemnează dezechilibru între cantitatea de bunuri aflată pe piață și masa monetară. Deci cantitatea de bani care există la un moment dat, bani reali și bani virtuali, înseamnă masă monetară. Atunci când masa monetară, valoarea masei monetare este mult mai mare decât valoarea mărfurilor, avem inflație. Ați văzut inflația după 89, da? De 10.000 de ori. Care este efectul inflației? Jefuirea populației. De ceea ce produc? Blocarea creșterii nivelului de trai. Am să vă spun următorul lucru, ca inginer să zicem acum, ca inginer, mă puteți contrazice dacă îndrăzniți, așa ca inginer. Păi dumneavoastră veți produce la locul de muncă datorită rezultatelor științei și a tehnologiilor într-o oră din ce în ce mai multe bunuri, în același timp, într-o oră. De exemplu, dacă anul ăsta, într-o oră, puteți să produceți ce vreți noastră? Să zicem cărămizi, da? Puteți să ziceți ce vreți noastră? Cărămizi. Puteți să produceți într-o oră 1000 de cărămizi, să spunem? Peste 10 ani s-ar putea să produceți nu 1000, ci 10.000. Cum? Păi, introducând linii de robotizare în pregătirea cărămizilor, arderilor, transport și mai departe. Lucrurile nu erau în urmă. Și atunci ar trebui ca salariul dumneavoastră să fie de 10 ori mai mare, nu? Deci ar trebui să puteți dobândi pentru munca prestată de 10 ori mai multe bunuri. Noi, din contră, primim de 10 ori mai puțin. De ce? Banii fiat. Ați înțeles, da? Banii fiat. E ceva neclar până acum? Efectul banul fiat asupra dezvoltării durabile. Asupra populației v-am explicat, da? În loc noi să primim din ce în ce mai multe bunuri pentru munca prestată în aceeași unitate de timp, că timpul este unitatea, etalonul, dacă veți, al valorii mărfurilor,
Noi primim din ce în ce mai puțin sau primim constant sau foarte puțin mai mult. Dar noi producem, de ce producem de 10 ori mai mult, în loc să primim de 10 ori mai mult, primim numai de 6 ori mai mult sau numai de 5 ori mai mult. Mă înțeles, da? Diferența intră în buzunarul băncilor. Da, nu să puteți să spuneți așa. Bine, băncile au primit tot bani, fără valoare, nu? Cum îi transformă ei în valori reale? Cum transformă băncile banii fără valoare în valori reale? Cine poate să spună? Trebuie noastră. Că dacă n-ar avea posibilitatea aceasta să schimbe, nu, n-ar crea bani fiat, așa este? Cum realizează? Prin remediul burselor. De-aia au creat bursele. Dacă bursele tot în capitalism sunt. În sistemul socialist nu există burse. În România nu existau burse până în 89. Ce fac? Tot sistemul acesta economic liberalist, de-aia spune economia economică, teoria economică marginalistă, pentru că se bazează pe alte principii de funcționare, între care și principiul acesta a reglării economiei de către piața liberă. Nu există piață liberă. O să vedeți. O să uităm data viitoare. Prin urmare, ce se întâmplă? Companiile, prin acest sistem de burse creat tot de acest grup de bancheri privați, determină toate companiile în care tot ei sunt acționari principali să scoată la vânzare acțiuni, adică o parte din proprietatea lor reală. Exemplu, statul român a scos pe burse la vânzare acțiune de la Romgaz. A vândut 52% până acum din bogăția reală a poporului român, concretizată în gazele naturale, a vândut-o cui? Cine a avut bani? Înțeles, da? Cine are bani? Cine îi produce? Băncile. Deci ei vin pe bursă, dau hârtie fără valoare și iau valorile reale. Ați înțeles de ce dezvoltarea nu poate fi durabilă, adică un aspect, da? Nu poate fi durabilă. De ce? Pentru că acest proces care constituie cea mai mare escrocherie mondială din ultimul secol, oficializată, adică legalizată, conduce la polarizarea bogăției în mâna acestui grup infim de oameni. Sunt mai puțin de 200 de familii la nivel mondial. Și aceste familii dețin controlul la peste 50% din proprietatea întregii omeniri. În acest fel, polarizarea bogăției conduce la crearea dezechilibrelor numai sociale, dar și dezechilibrelor în relația societate, natură și în societate și alte specii. Și conduce în general la autodistrugerea omenirii. Aceasta este concluzia comună a celor două rapoarte. Cine știe limba engleză, să poate să... Că una o găsiți în engleză. Adică primul raport acesta, Limitele creșterii, sau raportul Donella Meadows, întocmit de aproximativ 30 de savanți sub conducerea lui Donella Meadows de la Institutul Tehnologic de Massachusetts. Ei au, în 1972, la cererea Clubului la Roma. Știți cine este Clubul la Roma? Ați auzit de el vreodată? Nu ați auzit, nu? Clubul de la Roma este o organizație a acestui grup elitist mondial care studiază toate teoriile care apar în lume și studiază efectul lor asupra omenirii. Cum apare o teorie nouă, cum studiază efectul ei asupra omenirii, asupra mesului omenirii, și el face două lucruri, propune celor care au dreptul de decizie. Unu, să recompenseze cu premiul Nobel, deci ei fac propunere pentru premiul Nobel, da? Pentru cei care acea teorie sprijină știința, dezvoltarea lor și sprijină și acțiunile acestui grup, sau inhibă orice teorie care atentează la ceea ce fac acest grup în mod ilegal. E bine, teoria lui Jay Forrester și acest raport al limitei creșterii contravine acestor principii, principiul rezervelor fracționare și a tuturor modalităților de polarizare a bogăției. Clubul la Roma, când a văzut că acest raport, care e concluzia, mai două concluzii esențiale a acestui raport, sunt următoarele. Toate problemele omenirii,
pot fi rezolvate cu creștere economică zero la nivelul anului 1972 cu o singură condiție, ca bunurile care se produc să fie repartizate echitabil, nu egal, nu egalitate, echitabil între țările bogate și țările sărace și interiorul aceleași țări echitabil între bogați și restul populației. Echitabil. Și cu ocază toate problemele omenirii ar fi rezolvate. Adică n-ar mai exista boli, subnutriție, dezechilibre cu natura și așa mai departe. E, și noi am convenit de repartiția asta echitabilă a bunurilor, da, acestui grup, și a ordonat al doilea raport care se numește Omenirea Răspântie lui altor profesori universitari, tot din America, Mesarovici și Eduard Pestel, care au ajuns și ei la aceeași concluzie, numai că propun altă soluție. În loc să propună, deci, repartiția echitabilă a bogăției, ei propun dezvoltarea armonioasă a regiunilor omenirii. Și împarte omenirea în 10 regiuni, din care Europa este una din cele 10 regiuni, da? Și acum aflați și noastră de unde a apărut teoria regionalizării, da? În România. De la acest raport, să-ți dau omenirea răspântie. Acceptat de Clubul de la Roma. Oricum, ambele rapoarte spun așa, că dacă această polarizare a bogăției nu va fi stopată, omenirea merge către autodistrugere. Și vedeți, da, migrația în masă, acum, da, pregătirea un cel de-al treilea război mondial și multe altele. În fine, concluziile, care să dea concluzii logice, le consider eu, sistemul de capitalism de piață liberă este antidemocrat, pentru că el funcționează, așa cum vedeți, prin lege, doar în interesul unor grupuri private care se consideră predestinate să conducă lumea. Și în fine, dacă vrem să avem o dezvoltare durabilă, trebuie să schimbăm acest capitalism cu un alt sistem mai bun care se numește calea treia, adică nici capitalism de piață liberă, nici socialism supra-centralizat.